Asociația Ovisălaj are ca domeniu de activitate principal activități auxiliare pentru creșterea animalelor. Asociația Ovisălaj reprezintă fermierii din județul Sălaj și este condusă de un consiliu de administrație. Aceasta va organiza miercuri, 8 noiembrie, întâlnirea anuală cu fermierii Asociației Ovisălaj, la care sunt invitați să participe atât membrii ai organizației, cât și oficialități din domeniu și administrație publică. Principalul subiect de discuție îl reprezintă darea de seamă privind activitățile asociației urmată de discuții și dezbateri. Întâlnirea va avea loc la sala Ballroom Events, situată în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, numărul 100, începând cu ora 16.